Salut, dragi! Voi face citirea pentru relații luna decembrie pentru bărbații care au ascendent zodie în rac. Este un aspect pentru care veți primi și am zice horoscopul, dar vom face acum și runele, adică veți vedea și runele pentru această relație. Iată, aveți o călătorie. Este vorba de o călătorie lungă, o călătorie poate de afaceri, care să vă aducă totuși o recunoaștere, o reușită, ceea ce sperați voi să obțineți din această călătorie. Vom începe aspectele, da? Deci, secrete, vise, casă, iubire, dar și o persoană în vârstă. Bun. Deci am putea spune că în ceea ce privește o informație s-ar putea să primiți despre un secret, să aflați ceva despre un lucru care este ascuns. Este un moment unde voi vă gândiți mult la visare, fiindcă aveți acolo luna. Luna vă dă acea visare. Deci, este un moment în care voi visați anumite lucruri, dar totuși vor fi dezvăluite niște aspecte printr-o informație pe care o primiți. Poate să fie legată de iubire, fiindcă vorbim de inimă aici, lângă acest secret, și atunci vă gândiți că este vorba de ceva legat de sentimente ascunse, de o dragoste secretă, de ceva la care voi v-ați fi așteptat să se întâmple. Deci, v-ați fi gândit la această dragoste secretă, ați fi visat poate la această dragoste secretă și mai ales v-ați gândit că s-ar putea să vă aducă noroc. Să fie ceva frumos pentru voi. În ceea ce privește, am zice, o călătorie, voi arătați în final recunoștință. Și considerați că s-ar putea să faceți o realizare legată de o casă. Deci, s-ar putea să primiți, în urma unor eforturi pe care le-ați făcut, să primiți răspunsul acestor eforturi, care arată că, până la urmă, veți reuși să achiziționați o casă sau să primiți o casă. Poate fi vorba și de o moștenire. Dorințele voastre au mers în primul rând spre
O persoană în vârstă. O persoană la care țineți, poate fi vorba de un bărbat sau de o rudă. Putem vorbi chiar și de un frate sau un tată, acest urs care poate să arate că vă oferă niște bani sau vă sprijină cu niște bani pentru a vă împlini un vis legat de o casă. Acest bărbat, el arată și posibilitatea unei realizări, să zicem, sociale. O realizare care îl face cunoscut, îl ajută să obțină bani și dă un aspect foarte benefic acest lucru. În ceea ce privește această, să zicem, din punct de vedere social, da? Voi totuși gândeați la aceste lucruri, dar vă dădea o confuzie. Nu vedeați o situație clară, acest sfârșit, care poate să vă aducă o transformare, am zice, nu era chiar clară. Putea să fie chiar și invidie și voi știați aceste aspecte și vă nelinișteau cumva. Invidia poate să vină chiar din partea unei femei, să zicem, care sau din partea exploatării unor greșeli. Poate că ați știut de anumite greșeli sau nedreptăți și vă gândeați că foarte greu veți depăși aceste nedreptăți să se transforme într-o reușită, într-un contract benefic. Și totuși, s-ar părea că o să vă bucurați de acest contract. Adică va fi un aspect foarte benefic pentru voi, contractul. Un aspect care poate să vă aducă chiar, am zice, iubire, fericire, romantism. Și toate acestea au fost cândva ascunse, fiindcă dacă ne uităm, aveți aici cele două axe care vă influențează pe voi, fiindcă voi sunteți puși în centru și sunteți cumva nesiguri de ce se va întâmpla. Ce se va întâmpla în societate este totuși ceva ascuns aici. Adică nu aveți cum să știți ideea celorlalți ce vor decide legat de voi și această bucurie până la urmă, chiar dacă ați fost mult timp nedreptățiți, veți primi această bucurie, acest contract, această hotărâre legată de eforturile voastre făcute și de realizări legate de o casă. Haideți să vedem. A, nici voi nu prea aveți, nu știu câte rune. Asta trebuie să e căzută într-un aspect benefic.
Nu sunt foarte multe rune, dar observați secretul și aici. Este un secret urât în final, un secret care vă face să purtați un fel de dezamăgire, să fiți dezamăgiți față de cineva. Și așa cum am spus, eu văd că veți afla despre această. Așa se vede ce ne arată nou oracolul. Această iubire care poate fi secretă. Voi veți primi o informație sau voi visați la această iubire secretă și veți primi o informație și va aduce o dezamăgire. Aveți aici, uitați-vă, niște pierderi. Poate să fie o relație care nu se perfectează. Vorbim de Pehu care reprezintă vite, dar reprezintă și relații care ar trebui să fie stabile. Fiind răsturnată, zicem că această relație nu se perfectează, este ceva care nu merge. Și, bineînțeles, aici aveți încă o rună care spune că veți pierde, veți avea o pierdere legată de bani. O pierdere care în final va fi recuperată prin căldura sufletească pe care o primiți. Această rună chenaz reprezintă căldură sufletească, iubire. Poate să reprezinte și folosirea intuiției voastre. Vă folosiți intuiția foarte bine în aceste situații și veți primi această iubire. Poate să fie și o relație care să vă aducă căldură sufletească, dar și o reușită. Poate să fie și o reușită într-o afacere unde voi nu erați prea siguri, uitați-vă, dar totuși cândva ați fost nedreptățiți, să zicem, pentru niște greșeli pe care le-ați făcut și acum, de fapt, veți primi acest dar. Uitați-l, buchetul, el pică pentru a acoperi suferința voastră mai veche. Deci am putea spune că cele două rune arată că toată această situație care vă înconjoară și aceste secrete și lipsa unor bani poate să fie și o situație în care voi ați apelat la familie să primiți niște bani din partea familiei și familia prin acest urs, da, vă spune că nu poate să vă dea acești bani. Dar fiindcă poate să reprezinte și acest lucru, un sprijin, așa cum am și spus, pe care nu-l primiți, dar totuși ceva se va schimba. Fie că acest urs reușește să rezolve o situație socială și primește un avantaj, o creștere, fie că îi crește salariul, fie că îi crește, eu știu, venitul de la o firmă, de la ceva, și îl pune într-o situație bună în care el să vă susțină financiar, cu resursele lui, dorința voastră, prin această căldură sufletească, da? Deci este o rună care rar pică într-o poziție bună. Sunt rune care întotdeauna ele cad într-o situație benefică, rune care nu. Deci este o rezolvare neașteptată. Și aveți aici, am zice, o rună care vă spune că vă bucurați, totul este bine, dar este bine să aveți grijă și de sănătatea voastră. Este o rună care vă spune că poate fi o victorie dacă o privim legată de cealaltă, care arată căldura sufletească, va fi o victorie, va fi bine pentru voi, dar nu uitați problemele de sănătate. Aceasta a fost citirea pentru voi, racii. Eu vă doresc o lună decembrie frumoasă și iată că aveți și o rezolvare până la urmă în iubire și
Nu uitați, dacă vreți să ajutați acest canal să se dezvolte, vă ajute etalările, vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!